una dintre cele mai valoroase piese care există în Transilvania, referitoare la preaslă, este expusă în cetatea Făgăraș. Sâmbătă, de la ora 15, a fost vernisată o expoziție. Lada primei bresle înființată în Făgăraș este unul dintre elementele principale ale expoziției. Breasla Tăbăcarilor este a treia breaslă înființată în Făgăraș după breasla Pantofarilor și a Cismarilor, înființată în anul 1592. Practic, 12 tăbăcari s-au gândit să înființeze o societate numită Breaslă sau Țeh, iar un sfert dintre ei erau becleren. De aceea, de la vernisaj nu au lipsit reprezentanții Comunei Beclean, care au colaborat cu reprezentanții muzeului din Făgăraș pentru a duce această ladă, simbolul Breslei Tăbăcarilor, de la un muzeu din București la muzeul din Făgăraș. Astăzi am vernisat o expoziție deosebită, așa cum ați spus, dintr-un motiv foarte simplu. S-au împlinit 380 de ani de la prima atestare documentară a acestei bresle, de la înființare, de fapt, de la 1643, dar și pentru că astăzi am adus o piesă importantă, Lada Breslei Tăbăcarilor Făgărășeni, care nu se află în patrimoniul nostru, dar se află în patrimoniul Muzeului Municipiului București. Este o piesă, un bun cultural unicat în istoria Transilvaniei, așa cum am menționat, pentru care pictat pe capac sfatul Breslei Tăbăcarilor Făgărășeni de la 1806. Piesa a ajuns la București fiind donată de tăbăcarii făgărășeni lui Iorga în perioada interbelică. Și pentru că tăbăcăritul și tăbăcarii au avut o contribuție majoră la dezvoltarea economică a zonei noastre. Avem, așa cum s-a menționat aici, cea de-a doua ladă de breaslă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, cealaltă de la 1846. Avem statute ale breslei, avem unelte folosite la tăbăcărit, dar și produse ale acestora, în principal pieptare și cizme. Expoziția poate fi văzută până la finalul anului și mai fac o precizare. Muzeul Național de Istoria României deține tabla de convocare originală a Breslei de la 1643. Ea va fi integrată expoziției în luna septembrie. Și pentru că vernisajul acestei expoziții a coincis cu sărbătorirea 550 de ani de la atestarea documentară a satului Beclean, primarul Comunei Beclean a fost însoțit la vernisaj de membrii ansamblului Someșul din orașul Beclean. S-au aliniat foarte bine astrele pentru Beclean și astăzi, la 550 de ani de atestare documentară a satului nostru, iată, suntem aici în cetatea Făgăraș, în frumoasa cetate Făgăraș, unde am luat parte la acest vernisaj. Le mulțumim mult celor care au fost implicați în mod direct, doamnei director Elena Băjenaru și domnului Constantin Băjenaru din conducerea cetății Făgărașului. Ne bucurăm că cu eforturi conjugate am adus acasă lada Țehiului Tăbăcarilor din Făgăraș și Beclean. De asemenea, tabla, un alt simbol foarte important al Țehiului, al acestei bresle de la 1643, tabla Țehiului este pe drum spre Făgăraș, vine tot de la București, de la Muzeul Național de Istorie, unde a fost păstrată această ladă foarte frumoasă pentru pictura de pe capacul ei și întreaga ladă este un simbol pentru noi și e cu o încărcătură istorică foarte, foarte mare. Ladă care s-a aflat mulți ani la Muzeul Municipal de Istorie București. Suntem extrem de mândri că suntem urmași ai vrednicilor tăbăcari, breslași, care cu rânduială au dus această meserie mulți ani de zile și suntem de asemenea mândri că trei dintre fondatorii din 1643 a Țehiului, a Breslei Tăbăcarilor din Făgăraș au fost beclereni. Pentru că, așa cum ne-a explicat și domnul Constantin Băjenaru, erau pe același picior de egalitate Făgărașul și Becleanu și asta se regăsea și în breasla tăbăcarilor, care s-a dezvoltat și în Beclean și meșteșugurile și celelalte s-au prosperat în Beclean.
Fundamentul oricărei Breslei era statutul care era bazat pe niște fundamente. Simbol era lada Breslei. În ladă se țineau sigiliu, adică ștampila și banii. În timp s-a ajuns la 130 de membri în Breaslă. În anul 1872 s-a decis desființarea Breslelor de tip medieval. După industrializarea masivă, acești meșteșugari au început să falimenteze. Pieile lor nu mai aveau calitatea produselor manual.